Vreau să vă arăt în următoarele minute cât este de simplu să-ți transformi banalul aparat de aer condiționat într-unul smart. All I really take is a little taste. Island girl blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chase. Și ne vom ajuta de un produs sub brand iHunt, un termostat inteligent. Slabe șanse ca acest dispozitiv și aplicația dedicată să nu recunoască aparatul vostru de aer condiționat. Suportă cele mai comune modele, dar și unele de care efectiv nu am auzit. În aplicație apare o listă întreagă, cred că sunt câteva sute. Și oricum, tot stăm toată ziua cu telefonul mobil în buzunar, de ce să nu profităm la maxim de el? Haideți să vedem pentru început cum arată acest gadget, aplicația pentru mobil și cum deblocăm noi funcții aparatului de aer condiționat. Sau cum putem să-l controlăm de la distanță cu ajutorul unui smartphone, nu contează dacă suntem în mașină, în altă țară sau la birou. Produsul costă 199 de lei și eu l-am asociat cu un aparat de aer condiționat Vortex, probabil unul dintre cele mai comune și mai populare în România. Și să nu credeți că trece vara și uităm complet de el, vine anotimpul rece și un aer condiționat poate la fel de bine să încălzească locuința. Nu uităm nici de funcția care implică dezumidificarea, este extrem de importantă pentru un confort sporit. Spre deosebire de telecomanda cu multe butoane și care uneori mai multe încurcă, acest dispozitiv nu are niciun buton, cu excepția unui mic pentru resetare. Controlul se face exclusiv prin ecranul tactil, exact ca în cazul unui telefon mobil. Construcția este bună, plasticul folosit nefiind unul lucios care să atragă praful sau amprentele. Ecranul suportă atingeri și în acest mod putem da diverse comenzi aparatului de aer condiționat și le putem da mai rapid în comparație cu telecomanda clasică. Important de știut că nu trebuie să desfacem nimic, adică nu avem treabă cu aparatul de aer condiționat, nici măcar nu ne atingem de el, nici nu trebuie să ne uităm la el. Există un singur cablu de alimentare și acesta este de tip USB, adică poate fi conectat la o baterie externă sau la un încărcător de telefon mobil. Mi-a plăcut că iluminarea ecranului este automată și se activează atunci când ne apropiem de dispozitiv, nu trebuie să atingem nimic. Dar nu am terminat, iHunt are și o aplicație pentru telefonul mobil care lucrează cu termostatul, aceasta ne oferă acces și la mai multe setări, inclusiv o interfață modernă și bine pusă la punct. Telefonul se conectează la dispozitiv și acesta la aparatul de aer condiționat. Aplicația este cea care ne permite să controlăm aerul condiționat de la distanță, nu contează că avem 4G, 5G, 3G sau Wi-Fi. Și este plăcut să ajungi acasă și să poți găsi temperatura pe care ți-o doreai. Am făcut un tutorial complet legat de setarea aplicației și de conectarea dispozitivului iHunt, las în descriere link către articolul de pe site. Aplicația iHunt Home îți arată în timp real temperatura din cameră, nivelul de umiditate, chiar și gradul de încărcare al filtrului, plus un ghid care vă ajută să-l curățați. Comenzile pe care le dăm din aplicație sunt vizibile instant și pe ecranul acestui controller și sunt transmise către aerul condiționat. Setăm temperatura dorită, modurile de funcționare, viteza ventilatorului și putem să-l programăm, zona aceasta fiind de mare ajutor și cu multe opțiuni. Ne alegem o zi a săptămânii sau mai multe și setăm ce anume dorim să se întâmple la o anumită oră. Ce moduri să pornească, la ce temperatură, turația ventilatorului și așa mai departe. Vizionăm grafice întinse chiar și pe un an de zile în legătură cu evoluția temperaturii sau a umidității din aer. Setăm intervalul de temperaturi în care aparatul de aer condiționat va opera, putem chiar să ne setăm gradul de confort dorit și să lăsăm dispozitivele să-și facă treaba pentru noi. and cash, I never let go. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Dar nu am terminat cu aplicația. Aceasta ne oferă posibilitatea de a crea automatizări sau scene mai complexe. Permite membrilor familiei să-și facă propriile setări sau chiar să controlăm diverse aspecte prin Amazon Alexa sau asistentul Google. Mai exact, să dăm comenzi vocale. Am apreciat că aplicația pentru telefon este bine aranjată și cu toate că funcțiile sau opțiunile sunt destul de multe, acestea sunt grupate inteligent și ferestrele sunt aerisite, simple și clar de înțeles. Cred că putem face economie la energie cu acest termostat inteligent, nu mai are rost să lăsăm toată ziua sau toată noaptea aparatul de aer condiționat pornit. Stabilim un program, alegem ore, zile, diverse scenarii, apoi lăsăm să-și facă treaba. Este o chestie super inteligentă și tutorial de conectare găsiți și pe site, dar dacă nu vreți să citiți, puteți urma pașii pe care îi vedeți în cele ce urmează. Hit the dance floor, don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door.